iubirei să fii porumba, că lumea n-are habar, mă. Că te scoli de dimineață, stai prin ploaie și prin ceață, capul și gâtul te doare, până tu nu mai apare. Că te scoli de dimineață, stai prin ploaie și prin ceață, capul și gâtul te doare, până tu nu mai apare. Salutare fraților, aș veni cu promovările. Da, ne-a strâns 460 de abonați, vă mulțumesc mult. Din noi, haide să trecem la promovări. Eu cred că ăsta e videoclipul. Gura. Da, cred că ăsta este. Da, ăsta. Deci abonați la PDONRO. Are 84 de abonați. Vedem că a postat acum 18 ore ultimul video. A urmărit la Benny Pidion, are și el 49 de abonați. A urmărit și la el. Deci, da. Ultimul video acum 12 ore. A urmărit la Porumbei Paul Vlogs. Ultimul vlog a fost, a fost live de fapt. Da, acum 11 ore, mă las de obicei de porumbei. Abonați-vă dacă vreți. La urmă. Abonați-vă la Porumbei Voiajori de Ornament. Are și el 27 de abonați. Ultimul vlog acum 4 zile. Abonați-vă la el. Următorul, Bietevă la Rabie, abonați-vă și la el, are 125 de abonați. Ultimul vlog acum 18 ore. Următorul, Alexandru Alex, abonați-vă și la el, are 10 abonați. Ultimul vlog acum 20 de ore. Abonați-vă. Abonați-vă la Denis Nica. Nica. Are 31 de abonați, abonați-vă și la el. Abonați-vă și la Bowen Pigeon, are 3 abonați. Abonați-vă și la Ades Vlogs, ultimul video acum o lună. Ups. Așa. Am pierdut. Abonați-vă la Porumbei Vlogs, ultimul vlog acum o zi. Abonați-vă și la Porumbei mei, are 518 abonați, abonați-vă și la el, ultimul vlog acum 14 ore. Și cam atâta. Și cam astea au fost promovările. Da, ce să vă zic în promovări, abonați-vă la ei și... Nu. No. Nu am sărit una. Da. Deci cam asta e. Da, bă, fraților, așa vă spun băi abonaților, noi ne vedem în vlog. Pa, pa. Fraților, am revenit cu un vlog. Da. Bag voiajorii. Înapoi în volerea veche. Aici am masculul. Imediat femeia. El în continuare regală aripă. O să aduc o scară pentru el. Stați puțin. Bun, da, nu le-am mai adus scară că... da, elaltă am uitat că s-a rupt. Și aveam pe aici, pe aici, masculul e aici. Femeia aici.
Poate vă întrebați unde sunt înfoiații. Înfoiații, am băgat un gol de la nouă. Să o acolo. Să se locuie aici. Înfoiații. Dar acolo să scoată pui până la urmă și aici las voiajorii până până nu o să scoată ăștia ouă măcar. Nu-i bag în Volerano. Haideți pe la cei. A, da, că mi-a sunat bună seară Volera de afară. Focalizează-mă. Cam așa arată ea de afară. Cam așa. Haideți pe la... Ii, prin unul. Bun, am venit la ăștia Moriano. Dați-o feții acolo. O să caut ceva să-i închid într-o boxă pe aici. Să... O să le pun pai. Să lasă... Și aia e boxa. Uite că mascul o bate pe ea. Se duce după ea. Să o bată să ducă la cuib. Dar așa o să fac. Dar să vedem ce o să pun, că nu am grătare de alea. Ca să le pun să vadă și ei încoace. Să vadă pe aici. Oricum, nu o să-i țin mult, o să-i țin astăzi. Acolo, de seară, oricum le dau drumul. Na. Asta, perechea asta trebuie să-mi ouă. Lista cu ăsta. Aici, știți? Sper că v-au plăcut porumbei unui abonat. Nu mai știu sigur cum îl cheamă. Deci decât să pun ce numele mai bine nu zic. Așa, deci ați văzut că v-am făcut și promovările. Da. Cum ați întrebat mulți, că dacă să iau împerecheat. Deci îi puteți vedea că sunt împerecheați. M-am filmat ieri pe live. Eu am arătat că stăteau unde pe cuib, deci clar sunt împerecheați. Se și observă, că vedeți că o aleargă circul la cuib. Deci, na. Eu aș fi mulțumit dacă ar lua cuib și pe jos, cum are, cum au ăștia. Na. Da, e discant pe jos. Dar oricum, la urmă, ar trebui să-și ia de încolo. Na. Da, poate că v-am întrebat, că bă frate, tu ce tot le faci la porumbii ăștia, că îi muți de colo-colo, înfăiații și voiajorii. Bă, deci... ce să fac acum, dacă ăștia, dacă masculul tot să ia de... Tot zi, tot nu lasă voiajorii aia în pace, n-am ce să le fac. Trebuie să-i mut, eu ia până noroa acolo, n-am ce să le fac. Na. Mai filez pe ei, dar ce nu se vede. Uitați că o bate. Se ducă la cuib. Da. Deci, gata cu vlogul ăsta. Haideți să strângem 35 de like-uri. Și noi ne vedem mâine. Pa, pa!